După nici două săptămâni de la deflagrația care a avut loc la centrala termică, o nouă explozie a paralizat distribuirea de energie termică la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Zgomotul puternic care s-a produs a trezit bolnavii internați în unitatea spitalicească. La doar câteva ore de la explozie, frigul s-a făcut simțit în saloane. Acum nu e. Dar de ce? Nu știm. După câte au zis, se sper să nu cazăm. Și e frig? Cum e saloanul? Încă e bine. Încă e bine, dar s-ar putea să ducă. Se ducă căldura care mai e. V-au adus calorifere electrice? Nu, nimic, încă nu. Nu, păi nici nu ne-a anunțat nimic. Eu am auzit din altă sursă că... Am auzit și o bubuitură azi dimineață. V-au adus alte calorifere electrice? Nu, până în prezent. Mai puteți sta puțin așa, dar nu foarte mult timp. Ai o oră, două, da, trebuie pandeseară, neapărat trebuie adusă. Ați auzit când s-a produs? Da, câte o bubuitură de speriat în dormitor acolo, în somnul. Nici până acum nu s-a reușit repunerea în funcțiune în totalitatea centralei. Doar un cazan funcționează, însă nu este suficient pentru a încălzi toate saloanele spitalului. Totodată au fost puse în funcțiune 30 de calorifere electrice. Bolnavii au fost nevoiți să mai pună o pătură pe ei pentru a nu îngheța în frig. Nu deocamdată funcționează în probe un cazan cu firma respectivă, asistat de firma respectivă. Am asigurat încă de data trecută, am achiziționat 30 de calorifere electrice, s-a trecut pe sistemul de încălzire electric. În dimineața asta n-am avut o reclamație majoră. Așa, cum să vă spun eu dumneavoastră, chestii minore, că a fost un pic mai răcoare și nu știu ce, dar major, n-a fost nimic. Cauzele care au condus la cea de-a doua explozie sunt altele decât în prima situație, explică șeful județului Ion Călinoiu. Experții efectuează verificări pentru a vedea ce nu a funcționat de această dată. Cel de astăzi nu seamănă de niciun fel cu cel de data trecută. Lucrarea realizată atunci, după cum se observă, este intactă. La ora actuală, cum spun specialiștii în materie care asigură asistența tehnică la aceste cazane, este vorba de un rateu similar cu fenomenul ce se întâmplă la o mașină atunci când un injector nu funcționează, tuba de eșapament produce acea detonare. Acest lucru s-a materializat, după cum vedeți, din nefericire, prin avariile la centrală. Prima deflagrație s-a produs în ajunul Crăciunului.